dimineața, bun găsit la Sport.ro Live, astăzi împreună cu o sportivă care este într-adevăr o apariție, basketbalista pe jumătate sud-coreană, care a reprezentat România la Jocurile Olimpice, Sonia Ursu Kim. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur că ești împreună cu noi în dimineața asta. Pe jumătate sud-coreană, joci pentru România, ai reprezentat România în basketul 3x3, noua probă olimpică. Ai jucat în campionatul nostru și acum joci în Coreea de Sud, da? Da. Ai făcut multe drumuri în carieră. Ești în trecere pe aici sau în vacanță? Sunt în vacanță, în presezon și de fiecare dată după ce termin sezonul în Coreea, vin acasă să îmi reprezint țara pentru basketul 3x3. Uh-huh. Dar vara asta cumva am decis să iau un pic de pauză și să particip doar la Jocurile Europene în Polonia. Și da, este onoare pentru mine întotdeauna să pot să vin acasă să-mi reprezint țara. Deci e pentru național în basketul 3x3, nu? Da. Nu în cel tradițional, să spunem. Da, pentru că de obicei în vară se țin cele de 3x3 și de 5x5 în iarnă, da. Să spunem că tu ești cu băieții de la Streetball Arena de cam de când s-a înființat fenomenul ăsta extraordinar, care a făcut ca, iată, din România un sport să devină sport olimpic. O să mai vorbim de basketul 3x3, dar hai să o luăm cu începutul, că ești, spuneam, ești o apariție care iese în evidență și prin performanțe și prin fizic. Asta pentru că ai rădăcini sud-coreene. Ești născută în Suceava, da, tatăl tău sud-corean. Da. Povestește-ne puțin, cum de-ai ajuns aici, în anii 90? Da, păi e o poveste frumoasă. Mama mea era în vacanță în Mangalia și tatăl meu lucra la o navă și s-au cunoscut în Mangalia, în România, și au trăit o poveste de dragoste frumoasă, m-au conceput pe mine, m-am născut în Suceava, după care, după o lună, am plecat în Coreea de Sud, am stat acolo 5 ani, ne-am reîntors, da, în țară, și de atunci am stat în Suceava până la clasa a treia, am făcut pian, not, dar până la urmă cred că basketul m-a ales pe mine și am ajuns să joc basket în Coreea. Deci în 98 v-ați întors în România, da, și v-ați stabilit în Suceava. Cum a fost pentru tine? Mă gândesc că vorbeai limba coreană, nu? Da. Până la 5 ani. Da, a fost o tranziție destul de grea pentru mine, însă am avut mare, mare noroc pentru că am avut o învățătoare foarte drăguță și înțelegătoare în Suceava și m-a acceptat pentru ceea ce sunt și mama mea, la rândul ei, a reușit să mă protejeze și să îmi dea o educație excepțională și să pot să ajung să fiu persoana care sunt astăzi. Și nu am avut probleme în sensul ăsta. Mă gândesc totuși că ieșeai în evidență și în școală și știi cum sunt copiii, acum mi se spune bullying. Da. Păi, în anii 90 nu avea neapărat un cuvânt, dar un nume, dar mă gândesc că te-ai lovit și de situații de genul ăsta. Da, bineînțeles, cred că mai ales în perioada aceea nu existau foarte multe persoane asiatice și am avut destul de multe bullying-uri în sensul ăsta și cred că important că până la urmă toată lumea, cred că fiecare copil trăiește o chestie de genul ăsta. Într-adevăr, la mine a fost puțin mai dur, dar nu am luat-o, am luat-o ca pe o joacă, pentru că mama mea dintotdeauna mi-a spus că e ok, ei nu înțeleg, dar se uită la tine ca și cum ai fi o creatură. Și de asta sunt așa de surprinși. Și am zis, ok, am înțeles. Și tot timpul mi-a reamintit să fii tot timpul mândră, să nu o iei ca pe o chestie rea și cred că de asta mi-a dat o foarte mare încredere de sine și nu am luat-o ca pe un lucru negativ. Deci nu te-a afectat așa, nu te-a dărâmat. În momentul acela nu. După care, când am venit în București și fiind și din provincie și jumătate coreancă, cumva, cum ai spus și tu, ieșeam în evidență, dar și eram și un copil foarte naiv. Dar, cum am spus și mai devreme, maica mea a fost și tată și mamă pentru mine în momentele acelea și cu încrederea ei și felul în care m-a educat,
Nu, am trecut cu brio de momentele astea și de asta și eu la rândul meu încurajez toți copiii care se uită pe platformele de social media sau oriunde la basket să fie ei în orice situație. Ai simțit o diferență București versus Suceava din punctul ăsta de vedere? Ai simțit că oamenii de aici sunt mai deschiși, mai, nu știu? Bine, București fiind și capitală, cred că un pic mai reci, că în Suceava, fiind zonă de Bucovina, suntem mai calzi și așa. Dar, orașul mai mic. Da, dar au fost și excepții, nu pot să zic că au fost probleme în sensul ăsta, dar când ai bula ta de prieteni și îți construiești, cred că nu mai contează unde te afli. Povestește-ne puțin cum te-ai apropiat de basket. Totuși, într-o țară care nu este atât de apropiată de basket și într-un oraș, în mod special, care nu are o tradiție în basket, Suceava. Da, în Suceava, eu, maica mea la 7 ani m-a întrebat ce vrei să faci? Și am zis că vreau să fac pian. Și am făcut pian, după care am făcut și not. Și pentru că maica mea a găsit un job în București, a trebuit să ne întoarcem, să mă întorc cu ea în București și nu aveau momentul ăla sau nu cunoșteam eu să fac un not de performanță și am spus că basketul m-a ales pe mine, că da, într-adevăr, eram destul de înaltă de restul colegilor și m-a întrebat o mamă a una dintre copii dacă vreau să joc basket. Și eu nu știam sportul acesta, eu jucam rugby, nu știam regulile, dar, nu știu, am avut tot așa o binecuvântare că am întâlnit o antrenoare care m-a plăcut foarte mult și a văzut ceva în mine ce eu nu am văzut și a insistat foarte mult să vorbească cu mama să joc basket. Eu nu am vrut, dar, uite, că acum am ajuns să joc basket de performanță și să fiu chiar la apogeu și să zic că, wow, nu vine să deci cred. Deci cu basketul te-ai întâlnit în București, da, aici da. La școală. Care a fost momentul în care ți-ai dat seama că ăsta e drumul tău, că asta vrei să faci? Cred că aveam 18 ani și eram la campionatul european în Oradea și a trebuit să aleg să merg la facultate, la colegiu în state. Okay. Și am zis că cumva eu fofilam între basket și modeling, dar am zis că ce satisfacția pe care mi-o dă sportul nu o să poată să-mi dea niciodată modeling-ul. Și îmi dădea un alt vibe, o altă energie și o adrenalină și am vrut să fac basket de performanță, să ajung cât mai sus și am decis să merg în state, însă mama de ziua mea, când am împlinit 18 ani, mi-a oferit cadou să plec în Coreea și să mă reconectez cu my Korean roots. Și din întâmplare am fost la o echipă de basket să fac un test să mă vadă și m-au vrut imediat și m-au întrebat dacă vreau să rămân. Dar în capul meu era, nu, vreau să merg în state. Dar după aia mi-am dat seama că îmi doream foarte mult să mă reconectez cu rădăcinile mele și am ales să rămân în Coreea.